După jumătate de oră în care oaspeții și-au creat câteva ocazii mari de a înscrie, Sporting a reușit să deschidă scorul prin Buziuc. La doar câteva secunde de la reluarea jocului, Ioancea a dublat avantajul gazdelor cu un șut plasat din interiorul careului. Sporting a intrat la vestiară cu un avantaj de 3 goluri, după ce același Ioancea a realizat dubla direct din corner. Scorul final a fost stabilit în minutul 50 de Buziuc, atacantul alb-verzilor, bifând și el o dublă. În meciul destinat juniorilor A, Sporting a cedat în fața Politehnicii cu scorul de 1-3. Echipa pregătită de Aurel Constantin a deschis scorul în minutul 20 prin Băgu, dar oaspeții au egalat situația până la pauză, iar în repriza secundă au mai punctat de 2 ori.